După ce s-a vehiculat tot mai des în ultima vreme un cost al dezăpezirii pe kilometru de aproape 5.300 de euro, CNADNR a făcut public prețul efectiv plătit pentru această activitate. Astfel, pentru a îndepărta zăpada de pe un kilometru de drum, costurile ajung la 1.588 de euro, spun oficialii instituției. În ceea ce privește tarifele de dezăpezire practicate la Giurgiu, acestea sunt de doar 22 de lei pe kilometru pentru pluguit zăpada și aproape 17 lei pe kilometru pentru împrăștierea materialului antiderapant. De dezăpezirea străzilor din municipiu se ocupă și în acest an Societatea Financiar Urban, aceasta fiind câștigătoarea licitației din 2011. La Giurgiu avem un tarif, spre exemplu, de pluguit zăpada. Este activitatea care presupune mersul utilajului cu o lamă frontală și care dă zăpada în stânga sau în dreapta în funcție de interes sau de stradă. Pentru această activitate de pluguit, noi avem un tarif pe kilometru de 22 de lei. Cât despre materialul antiderapant, directorul financiar urban a precizat că acesta nu este inclus în prețul dezăpezirii. Material antiderapant, însemnând nisip, sare, de fapt amestec de nisip și sare, plus clorură de calciu, acestea nu au fost bugetate în caietul de sarcini. Acestea se facturează separat primăriei, neintrând în tariful pe kilometru. În funcție de cât de repede vrem să ajungem la un drum negru, deci să înlăturăm cât mai repede zăpada sau gheața după carosabil, folosim mai mult sau mai puțin antiderapant material. Societatea este pregătită cu utilaje, dar și cu un număr mai mare de angajați stradali. Oficialii din CNADNR estimează că vor cheltui în această iarnă aproape 172 de milioane de euro pentru dezăpezire.